căruța dumneavoastră, Ușoara Lili. Ce faci, mă, Lulu? Vă salut, șeful. Vă rog frumos, nu vă supărați. Am venit să vă rog frumos să mă angajați înapoi, șef. Bă, Lulu, tu crezi că eu pe cine dau afară angajez iar înapoi? Dar ce-i cu țoalele astea la tine? Păi am fost la protestul profesorilor în fața la Ministerul Învățământului, șef. De ce, mă, tu ești profesor? Nu-mi dau seama. Am salariu mic, la fel ca profesorii. Așa. Ascult toată ziua o grămadă de prostii de la alții, exact ca profesorii, deci... Deci ești profesor, mă, Lulu. Bravo! Păi atunci fii atent, nu se poate. Pentru că dacă tu ești profesor și eu te angajez ca barman, mă amendează forțele de muncă. Deci mă dați afară. Doamne ferește, cum să te dau afară? Te rog eu frumos, ia loc aici. Tu ești clientul, eu sunt barmanul. Te rog eu frumos. Bine, șeful. Fă-te comod, așa. Okay. Foarte bine. Ați văzut-o pe Oana pe aici? Oana Pașcani? Da. Ce-i cu ea? Ați văzut-o pe aici? Nu. Nu. S-a prins o rechiță că fug de ea și acum o cheamă la antrenamente și o pune în spatele porții și o fug până la poarta aia alaltă în 10 secunde. Ori... Să-ți fac, bă, băiatule, dacă ți-ai luat bombă sexy. Bombă sexy? Asta e mina antipersonal, Lulu. Hai, dă și mie, te rog, o bericioaică cu alcoolul separat, așa cum numai tu știi. Pare rău, mă, băiatule, nu pot. De ce? M-a dat afară Jimmy. Cire-i lui, dacă vrei. Jimmy, dă și mie, te rog frumos, o bere cu alcoolul separat, așa cum știe Lulu. Da, fără problem. Jimmy! Da? Și încă un cocktail berceni pentru mine, Jimilică dragă. Da, fără nicio problemă. Auzi, băiatul? Băiatul, adu-mi și mie o bere, țintau. Cu mine vorbești? Da, mă, cu tine, mă, băiatule. Cum ai zis, Adineaur? Eu sunt clientul și tu ești barmanul, da? Deci clientul nostru, stăpânul nostru. Hai, repetă-te, rog. Da. Clientul nostru? Așa. Stăpânul... nostru. Bravo, mă, băiatule! Văd că ești esteț. Hai, la treabă, repede, că mă... Te... Hai, repede, repede! Bună, copii! Bună, fată, dar ce-i cu tine? Ce-ai pățit, băi? Mi-a scos siliconul din buze. Foarte tare, fată, dar pe tot? Păi, eu n-am rezistat, fată, avea doctorul o ofertă. Două buze la preț de una. N-a rezistat. Și acum ce faci, mă? Stai cu ele așa? Până mâine, Lulu, că mâine măresc sânii față. Și dacă rămâne silicon, îl bag la loc, dacă vrea. Spune silicon de sânii în buze. Vezi că peste 2 ani se lasă și o să-ți trebuiască sutien de buze. Serios? Și asta de unde se cumpără? Da! Faceți mișto de mine? Nu, 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 nu. Am plecat. Nu, nu, hai mă. Avem aici un cocktail pentru Lili, așa, o bere cu alcoolul separat. Să rămână, Jimmy. Și pentru domnul profesor Lulu, o bere Tsingtao. E ce? Caldă, bă, băiatul. E caldă. Dacă ești barman pe bune, zi și mie la ce temperatură se servește berea Tsingtao. La temperatura frigiderului. Serios? Mm-hmm. La temperatura frigiderului se servește la făurei, bă, băiatule, nu în dorobanți, da? Am înțeles. Hai. Deci, la, atunci, la ce temperatură să vă aduc domnul profesor? Deci, bă, băiatule, bă, berea Tsingtao, fiind făcută din malț chinezesc, mm-hmm, produce la temperaturi de 7,5 grade și peste ea o reacție acidă care face ca berea să aibă gust de bere neagră. Ai înțeles? Da. Eu dacă voiam bere neagră, ceream bere neagră, mă, da, băiatule, nu bere blondă. Da. Hai, dă-i drumul și adu-mă ce ți-am cerut odată, te rog frumos. Bă. Imediat vă aduc. Hai, dă-i drumul, da? Hai, Oana, panică, Lulu, dă-și mie, te rog. Ia. Hai, salut, gașcă, l-ați văzut cumva pe barge pe aici? No. Nu l-ați văzut, da? Auzi tu? Am impresia că ăsta fuge de mine. Ai, fată, nu pot să cred așa ceva. Dar, în schimb, tu arăți foarte tare, băi, ai fost la sală? Am fost, fată, dar era în renovare. Am făcut 2 ore până aici, 2 ore din cauza grevei fomiștilor ălora de profesori. Alu, ăsta-i profesor? Yeah.
Domnul profesor, vă rog să-mi iertați. Știți, și tata, Petre Pașcan, e și el profesor. Îmi pare rău. Nu e nicio problemă, nu. Dacă vreți, vă ofer ceva de la bar de băută. Da, aș dori o bere cu alcoolul separat. Tarjă? Tu ești? Ce inundație la vecini! Domnul profesor, berea Tsingtao. Vă rog. Cu lămâie? Cu lămâie se servește berea mexicană, mă băiatule. Berea chinezească se servește cu fruct de lici. Hai că mi s-a uscat gâtul, dă-i drumul și aduc comanda cum trebuie, te rog, mă, hai mă, băiatule. Auzi, băi, Lulu, ea i-a spus slujba înapoi, ia, hai, te rog, eu frumos. Mersi, șeful, mulțumesc, șeful. Lasă-mă, mulțumesc pa. Frumos. Mersi. Hai. Stai. Și te rog eu frumos, adu și tu o bere Tsingtao, da? Și adu și un termometru. Dacă are cumva mai mult sau mai puțin de 7,5 grade, te strâng de gât. Am înțeles, șeful. Să trăiți, așa fac. Auzi, dar ce-i cu punga aia? Asta e da, asta de la cu... Cătălin Botezatu, bacșiș. Știți că el dă cele mai mari bacșișuri din țară, șeful. Mari, dar așa, cu punga, dă bani. Dar nu e bani, șef. E chiloți.